privire la procesurile parlamentare anteriore. Dacă nu este pentru. Mulțumesc. Bună ziua, declar deschisă ședința noastră de azi. Pentru început am să dau cuvântul domnului primar pentru a ne prezenta ordinea de zi a ședinței noastre. Să rămânile, bună ziua, vă spun și eu și permiteți-mi să vă prezint ordinea de zi a ședinței noastre. La punctul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de concesiune numărul 4125/2009. La punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției orașului Ceu Silvaniei la Asociația de Dezvoltare Intracomunitară Ecodesălaș pe anul 2014. La punctul 3, proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice vacante de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Ceu Silvaniei. La punctul 4, proiect de hotărâre privind modificarea taxelor de piață ale orașului Ceu Silvaniei. Punctul 5, probleme diverse. Și aș dori să modificăm ordinea de zi, având în vedere că Liceul Tehnologic a depus luni o solicitare. Un proiect de hotărâre privind aprobarea programelor de dezvoltare locală pe anul 2014. Și când ajungem la punctul respectiv, o să vă spun, o să citesc adresa lor și... O să supun la vot cine este pentru ordinea de zi propusă de domnul primar. În unanimitate. O să încep cu punctul 1 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de concesiune numărul 4125/2009. Rog, Comisia de Specialitate. Comisia de Specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de concesiune numărul 4125/2009. Vă rog să-mi permiteți câteva cuvinte să fac câteva precizări. Deci acest act adițional la contractul de concesionare, care știți bine a fost întocmit cu ACB-ul, a suferit niște modificări în sensul că s-au arundat niște suprafețe și crescătorilor de ovini. Noi am gândit o formă de a repartiza aceste suprafețe în funcție de suprafață și de numărul de animale care s-a făcut diferențiat pe fiecare localitate. Și am să vă citesc foarte pe scurt. La Ceul Silvaniei s-a făcut alocarea unei suprafețe de 23 de hectare. La Poiana, aici ai cu semnul cu dorit, că nu prea avem 20, la Motiș 31 de hectare, la Nadiș 10 hectare, la Horoat 20 de hectare, la Unciuc 30 de hectare. Acesta tradițional conține, deci sunt stipulate și niște clauze care vizează atât pe crescătorii de bovine, cât și pe cei de ovine. Acum, eu aș da cuvântul lui domnului, aș propune domnului secretar să ne prezinte clauzele din acest act tradițional. Dacă nu doriți, clauzele vor fi dezvoltate într-o discuție cu asociația, cu crescătorii de ovine, de aceea esențial, dacă se ajunge să votează hotărârea asta, stabilite foarte clar perimetrele și orice încălcare a perimetrului de către unii crescători duce la eliminarea automată de pe pășuni. Pentru că aici văd că nu se respectă nicio regulă. Chiar mai înainte discutam cu ceva în birou, dintre cei prezenți în sală, și îmi spunea foarte litos că legea și dacă îi pune și cum îi trebuie respectată. De acord, bine zice dumnealui, dar din păcate cei care fiind momentare care respectă legea o încalcă cel mai tare. Păi, de exemplu, acum personalul primăriei care are atribuții în acest sens, ar trebui primul lucru azi să meargă și să dea amenzi prevăzute de lege. Spune legea foarte clar. Intrarea pe pășune, înainte de termenul de pășunat, e amenzi de 1000 de lei pentru persoană. Avem deja. Și la Motiș, avem și la CEU și atunci azi 80 de milioane amende pentru persoana respectivă. Păi, astea sunt clauzele, dacă nu le aplicăm, n-am făcut nimic. Deci dacă se știgă perioada de pășunate 1 mai, 1 noiembrie, pe atunci, 1 mai, 1 noiembrie se merge.
Nu, Moțeșul care e, mă rog, e un mare semn de revoltă, păi aici e la pășunate. Sau Cehu, avem animale pe pășune. Hai să respectăm legea. Iar actul adițional se va discuta cu Asociația Crescătorilor de Bovini. Ca esență, Asociația Crescătorilor de Bovini se știe, au o subvenție APA pe 5 ani, pe baza unui contract pe 5 ani. În anul 2014 beneficiază de subvenția APA. A revoca concesiunea cu ACB ar însemna ca crescătorii de bovini nu numai să piardă banii alocați acestui an, dar să dea și retroactiv o sume foarte mare pe ultimii 4 ani. Deci nu putem face acest lucru. În schimb, de acum înainte, modul de cheltuire a banilor de către ACB, de către conducerea ACB-ului, se va face cu consultarea permanentă și a crescătorilor de bovini în CSR. Se primesc banii de la ACB, se stabilește în funcție de bani, după ce se scad cheltuielile inerente unei astfel de asociații, se împart banii rămași pe suprafața de pășune, respectiv pe hectar. Și în funcție de câte pășune folosesc crescătorii de bovine, de ovine din cele 400 și CEU, banii respectiv alocați pe fiecare hectar își vor găsi materializarea în acea suprafață de pășune. Cam asta e ideea. Urmând ca cei din conducerea primării, cum v-am spus, să discute cu comisiile de specialitate, președinții comisiei de specialitate și conducerea primării și ACP, o să pună punct cu punct în actul adițional această problemă. Problema de esență acum este, care se votează acum, e repartizarea pășunii, așa cum a citit domnul președinte de comisie, respectiv domnul viceprimar Gurila. Da, urmează să fie votat. Mulțumesc, domnul secretar. Eu vreau să mai fac precizarea că acest act adițional a fost întocmit un an de zile. Deci este pe un an de zile. Când se termină contractul. Mulțumesc. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, aș ruga să nu vorbească nimeni de întrebați. Poftiți. Bună ziua. Mă adresez dumneavoastră consilierilor, domnilor și domnilor consilieri. Vorbesc în numele crescătorilor de bovine din Cehu Silvaniei. La Cehu Silvaniei, din suprafața totală care am avut-o, am fost dezavantajat față de celelalte localități, nu acuz pe nimeni. S-au dat 58 de hectare, 20 de hectare bisericii greco-catolice, 13 hectare bisericii reformate, 11 hectare lui Imi Ernei, 8 hectare lui Raț Alexandru, 4 hectare lui Zaharia și 2 hectare bisericii romano-catolice. Deci, în total, calculați 58 de hectare. Noi, de câțiva ani, ne-am chinuit cu vacile pe o suprafață mică de pășune. Am acționat în judecată pe cei care ne-au ocupat în mod abuziv și am câștigat în instanță. La toate instanțele, judecătorie Zalău, Tribunal Sălaj, Curtea de Apel Cluj. Am eliminat din păpășune două persoane care dețineau oi, Florian și Cubocuț. Și acum am luat în concesiune de la Biserica Reformată 13 hectare. Restul de 45 de hectare sunt disponibile acolo, care au fost pășune și sunt și acum, că nu-i voie schimba destinația pe care o avut-o. Vă rog să țineți cont de situația de la Cehu. Alte localități să spună dorința și doleanța. 1. Avem încărcătură mai mare decât suprafața. Tocmai de aceea am luat de la Biserica Reformată. Avem, puteți să le numărați. De la data de 1 vor ieși acolo pe pășune. Aveți documentele de la doctorul veterinar. Noi nu l-am mituit să scrie atâtea pe câte le are în evidență. Asta e 1. 2. Până la data de 1 martie spune că trebuie să se analizeze, să se numere animalele. Nu e 1 martie, că e 29 aprilie, după știința mea. Deci, în concluzie, încărcătura este încă mai mare, iar data până la care se putea face aceasta era 1 martie. Vă rugăm să țineți cont de situația Cehului, localității Cehului.
dacă au fost eliminați cei doi, eu vorbesc în numele multora. Oamenii suspectează că cei doi n-au fost angajați în primărie, iar pentru doi angajați ai primăriei care sunt aici și mi-asum răspunderea, introduceți în spate, în contrar hotărârilor judecătorești. Nu-i de ajuns la Pitiu că a ocupat un sfert din averea lui Dăinăș Grof. Nu-i mai nepot el ca și mine. Umblă cu ele păstătăt pe unde vrea. L-am găsit acolo de o săptămână, o pus pe soția ciobanului să plângă ca să nu fie amendat. Păi eu nu mi-am dus soția cu mine, când am încălcat regulile de circulație, am plătit amendă. Dacă știm fiecare să plânge, băjocorim pe ceilalți. Vă mulțumesc. Dar ce propune? Deci în legătură cu terenurile date în pășune, domnul Adrian, știți foarte bine că nu le-am dat din voința noastră, nu? Așa e. Din potrivă, Consiliul Local și la Biserica Greco-Catolică a propus să se dea în cele 5 locuri. Dar după judecăți și așa mai după multe sentințe judecătorești, instanța, zicem noi, abuziv și într-un singur caz a stabilit și exact parcela în care se dă Bisericii Greco-Catolică și terenul. Deci asta e o chestie care e independent de voința noastră, nu avem nici o culpă aici noi. Iar ceea ce privește, mi se pare o acuză absolut gratuită, când dumneavoastră spuneți că cei doi angajați ai primăriei, vă anunț că cei doi angajați ai primăriei erau așa cum șefii ani când v-am dat dumneavoastră, cele nu sunt tot de primărie. Și eu zic că atunci nu le-am dat. Deci nu e motivat de asta, ci din potrivă, domnul e motivat, cum v-am spus și v-am și arătat personal, de schimbarea legislației naționale. Ce spune, v-am citit, începând cu anul 2013, se vor încheia numai contracte cu instituții închiriere pentru suprafețe de pași și perante comunale, contractele de arendare, folosite gratuite, încheiate înainte de 2013, rămân în vigoare până la încetarea de drept sau până la modificarea legislației naționale. Ori anul trecut a apărut complet noua legislație națională, ordonanța de urgență 34, ordonanța de guvern, au apărut toată legislația care modifică problema cu pășunarea. Cu atât mai mult în legislația actuală spune contractul se încheie maximum pe 5 ani și dumneavoastră ar trebui să recunoașteți că există o bunăvință din partea Consiliului Local că nu reziliem contractul, tocmai ca să nu creăm probleme materiale, respectiv returnarea banilor. Și în același timp, sunteți cu toții conștienți că problema asta pajiștilor e o problemă națională. Vedeți la televizor, nu există zi în care să nu vedeți. Atâta că se ceartă lumea pe pășuni. Atâta pășune este, atâta trebuie să împarte Consiliul Local. Asta e situația în teren, nu e o altă situație. Mulțumim, dar, secretar. Unitate, dită matură la hectar. Dacă noi n-am avea, nu scrie nicăieri să-i iai la cel ce are, ci dacă nu poate acoperi, atunci da. Dar fiindcă noi avem mai mare încărcătură și încă am luat de la ceilalți, de ce nu fac bine și ei să iei, că s-ar bucura aceia ca să concesioneze? Care au fost pășunie. Aș fi bine, având de tine, zice domnul Arzăl, legea spune că asta e încărcătura minimă. E minimum, dar de acolo încolo poți să pui și 20 de vaci pe un hectar, în funcție cât are. Asta e realitatea. Okay. Dar ce propune domnul Pop? Așteptăm atunci. Păi nu mai propune nimic, de însuși spune cum te credeți. Atunci... Vă rog, nu. Legătură cu pășunie. Noi ce ani avem pășunie. Nu este problemă cu pășunia. Pășunia cea mai bună începe. Numai că nu e întreținută. Întreținerea pășunii ne lasă de dorit. Stinii nu stăiate, fântânile nu sunt făcute, deci pot enumera multe și multe care nu sunt făcute. Și nu accept un lucru de la un om care n-ar avea ce căuta pe pășunia ceului, să ne ia la rost pe noi, pe cehanii. Pentru că n-ar avea ce căuta. Știi, e dânsul de ce. Mulțumesc frumos, atât am avut. Tot în legătură cu pășunea. Am vrea să știu care e problema reală cu pășunea pe care noi pășunăm. Știți, destul de bine, se numește Valea Bărbatului. Sunt blocurile fizice 904 și 955. Vreau să-mi spuneți aici de față cu toată lumea, să știm și noi cum stăm cu pășunea aia. Ea cercului sau ea sărățitului. Fiindcă noi, prin toate
cererile prin care le-am depus aici la primăria Transilvaniei, am primit un răspuns că sunt litigiu cu Sălății. Ba că e concesionată la ACB Ceu Silvanii, că e concesionată la ACB Sălății. Deci într-o singură, la un singur răspuns, aceste trei au fost menționate. Deci acum să spuneți în litigiu, asta înseamnă că sunteți în judecată. Dacă sunteți în litigiu, cum ați putut să puneți în titlu de proprietate pe domnul părinte greco-catolic? Domnul primar zâmbește. Dar zâmbesc pentru că nu știți situația reală despre ceva. Domnul Sălăjean, vă rog frumos să, da, să spuneți punctul... Am primit răspunsuri prin care spune că domnul secretar susține, am scris aici, am răspuns-o aici, prin care susține că nu se află într-un niciun litigiu. Nu mai arătat și mie adresarea care a spus de ceva. Am spus de lucruri. Care nu l-a primit, că pășunea se află în proprietatea statului. Nu, să-l bădă ăla în care domnul secretar spune. Da. Stați-te și eu, vă rog, dar nu-mi trebuie. Deocamdată știu povesti de la Sărății. Cu Sărății, eu de-aia știu că nici nu trebuie. Din datele, ce zice domnul secretar? O hârtie semnată de prefect, zice domnul secretar. Nu mai veniți cu... Ce să citesc dar ce zice eu? Unde am zis eu, doamnă și nu-mi băgați ce zice un prefect care habar n-are ce semnată acolo. Și mai jos, specifică, domnul Sălăjean Ionel, consilier în cadrul primăriei orașului Ceu Silvaniei, ne-a comunicat telefonic că problema căii de acces către pășunea a fost remediată în cursul lunii februarie 2014, asta e problema cu drumul cu domnul părinte greco-catolic, care ne-a blocat drumul de acces atunci și ne-a săpat șanță în fața podului să nu mai putem traversa pe cealaltă parte a pășunii. Și nu fac mai nicio măsură. Da, am dreptate să știți. Deci nu discutăm problema asta acum, problema cu asta. Deci e legat cu pășunea. Dumneavoastră să spuneți, s-a dus data reală. Că odată spuneți că în litigiu, acum spuneți că nu-i litigiu. Atunci cine minte? Domnul prefect? Domnule dumneavoastră? Da, domnul prefect. Nu citați mie ce spune altul. Citați ce semnează secretarul. Arătați-mi ce semnează secretarul, nu ce îmi zice unul de cine. Păi nu știu ce face domnul prefect, dar nici de cum... Și să știți o treabă. Dacă îi comunică ceva, nu comunică secretarul, îi comunică primăria. Aparatul de execuție a primei, că se neze cu primarul acela. Nu citați mie ce o zis prefect. Dar la habar n-are ce o semnă. Da. Și cadastru și de imobiliare, avem răspunsul și de acolo, pentru asta, pe acelui și să vă zic, nu are nicio legătură cu pășunea respectivă. Mulțumim, altceva, dacă doriți să ne... Și noi vrem să știm răspunsul la această problemă. Bună ziua, sunt președintele Asociației din Motiș, pe Cătorii Bucurino. La Motiș am eu 123 de hectare de pășuni. Nu se pare prea mult să-mi las 30 de hectare. În momentul în care avem 95 de animale, bucăți, vaci, și plus în fiecare zi pe pășunie 15-20 de vaci. Și vreau să vreau să dau cai. Vreau să vreau să dau la 3 persoane 30 hectare. Nu știu pe ce principii v-am dat cu să dați 30 hectare. Avem pășunie separată. Acolo o să dai pășunea care a fost la oilor, la voi. Atât de mult. Mulțumim. Altcineva la dorește. Bună ziua. Sunt Țietin, deținător de animale, bovine. În legătură ceea ce a zis domnul secretar, sigurând, aș vrea să mă refer că, da, într-adevăr, eu am scos personal mitele mele în pășunie, dar precizez. Este o suprafață de cam 9 hectare și ceva, de care se deține domnul Florian și domnul Zaharie din Biușa.
Eu, pe această suprafață, am îngrădit cu gard electric. Nu știu care este problema, nu știu pe cine amenințați că îl amendați. Da, într-adevăr, statutul și statutul și ordonanța de urgență precizează niște lucruri acolo, printre altele, obligațiile, drepturile cetățenilor, a celor care conduc asociația, dar eu consider că statutul asociației 90% nu este respectat. Cu asta e clar. Din partea celor care ar trebui să respecte, a șefilor. În legătură cu suprafața de pășuni, am solicitat pe domnul primar nouă dată. Vă rog frumos, faceți o comisie mâine dimineața să veniți la fața locului și stabiliți cât este neproductiv. Vă rog frumos. Și atunci putem să discutăm. Ce suprafață vor lua, ce un adic. Nu strigați, domnul șef. Nu strig, pe dragul. Cum să nu strig? Dacă mă duceți cu zăierelul, și pe mine și pe toată lumea, domnul Lazar a primit, a avut pășunie. Deci au făcut arător și cei din Boza. Nu mă interesează, domnul secretar. Dar ceea ce este bătător la și ceea ce este... Deci, și acum vrea iară pășunie în cinste. Deci au primit odată pășunie în cinste. Nu se folosește de el, se folosește ca teren agricol. La Oroat, unde a fost teren arător. Vă rog să veniți să vedeți ce este acolo. Vă rog frumos, faceți o comisie. Atâta de spus. Și după aceea discutăm de suprafață și de încărcătură și de treburile astea. Nu, nu, sigur, de pe atât vreau să vedeți proprietar și direct la mine. Eu nu am venit pe nimeni, domnul Șudezi, absolut pe nimeni. Eu nu m-am făcut datoria să vă citesc ce scrie în lege. Poate că-ți înțelegi. Constituie contravenții următoarele fapte. Am înțeles. Pășunatul neautorizat sau introducerea animalului pe pajiște în afara perioadei de pășunat. Ceea ce ați făcut dumneavoastră. Amendă 8.000 de lei. Eu nu mă amend. Și eu vă spun ce spune legea. Pentru că mă cert, stați jos, că mă amendă. Că mă cert cei din primărie nu se va amende. Pentru că așa e la noi. Asta e o problemă. Și a doua, văd că îmi pare rău. Nu joc fanul lui domnul Lazar, dar eu trebuie să-i spun la domnul Lazar, să-i spun și la domnul Pai în același timp. Domnul Pai, domnul Lazar și comitetul la pășunat exact cu același drept ca dumneavoastră. Și exact cu dreptul dacă nu cumpăr 5 bani și eu le scot la pășunat ca dumneavoastră. Nu-i mai a dumneavoastră pășunea decât a lui domnul Lazar. Nu veniți cu chestii de astea ca să se vedeți, spun cretine. Și cu asta îmi termin. Numai că domnul Lazar nu-i ales de tăți ce e, că alege numai o parte. Nu-i tătuna domnul secretar. Crescătorii de bovine sunt mulți din genunții maniei, crescători cehani, cehani, care sunt cehani. Și nu, nu-i ales de noi. Nu-i paraguaia. Nu-i paraguaia. Dacă mai dați voi. Prostii. Nu e nicio problemă. Statutul prevede că de la 65 de ani are dreptul să fie ales încă o dată la următoarea ședință ordinară. Vă rog să vă frumos întrebați ce vârstă are domnul Lazar și dacă mai are sau abuziv să folosește de această funcție și umblă pe banii noștri la tribunale și la judecătorii. Păi da, dar de problema asta nu se discută. Da, dar nu putem noi să facem. Păi nu putem, sigur că da, și ei nu vor. Din 2011 nu a fost ședință, nu mai fost ședință, nu fac. Nici domnul Pridar nu vor, că de ce se lese ciolanul din gură? Ai plătit anul trecut 6 milioane, vei plăti anul trecut. Am făcut ședință. Nu trebuie să plătești un loc cu eu. Nu trebuie să plătești un loc cu eu. Vă rog, domnilor. Dacă îți dați mie cuvântul. Poftiți. Eu, legătură ta cu pășune, la nazi și câte pășune este, când a fost CAP-ul, s-o ținut 8-900 de oi, numai câte la nazi, spăra ce ai de la Horoazi, lângă Ceul, între Ceu și Bulgar. Și au încăput 8-900 de oi și 200 de bani. Și tăsătură, păi nu i-a murit la nimeni vaca de foame. Noi plătim impozit pentru oițele, eu am 75 de oi, proprietari pe 160-70. Am dorit să căpătăm și noi o suprafață oarecare de pășit. Noi am cerit pe aceea de la Oroate, 26 de hectare, cred că, 22. Apoi nu, de nasi, bine, vă predăm înapoi, că nu poate ne-o vinde oile, să lăsă oile să moară de foame. Suntem în tostare, mințe n-aș lăsa mălaile acolo lângă Maniu, că știți dumneavoastră unde. Avem o suprafață de pășune de, luată de la oameni, 10-12 pe hectare de tot. Și avem atâtea oameni, ce să facem, le lăsăm să moară de foame. Eu am vrut să le vând și iană, nu ne-a căpătat luători, să-mi dea prețul potrivit.
am ajutat să ne faceți bine și pe noi. Plătim numai 10 hectare, că este de unde. Cât trebuie. Și bovine puțin, eu sunt un băiatul. La dumneavoastră, eu am dat o suprafață de 10 hectare de pășune. E puțin, aceea e 20. E puțin, dar câte cape de-a vie. Nu vă putem da la orat, pentru că dumneavoastră atunci o să traversați pe sătate. Nu, nu, nu. Traverse, vă ne stabilim. Auzi dumneavoastră, dar asta e lucrurile pe noi. Nu, domnul, vă rog. E tare că eu tot în aceea poziție suntem. Ia, stai să vă spun eu la dumneavoastră, că ce știm, că putem citesc. A noastră oie să culc acolo, noi îngunoiem cu stăuritul, târlim, cum se zice în cap. Târlim, oile nu mai vin până la toamnă de acolo, devinim, vin pe marginea pădurii să ne mutăm la când trece mâncare de acolo, dar nu se pășună. Și vă rog, cine va fi prins, cum o zic domnul secretar, că mănâncă altuia pe afacilor să fie tras la răspuns. Este dur roata pentru că pentru că nu mâncăm animă. A noastră oie acolo, domnul. Și să vă arătăm numai ce se poate. Ce poate? Vă dau cuvântul imediat, da? E, da, e băiatul meu, de aceea zice. Da. Noi vă arătăm la dumneavoastră pe viitor unde vă 7-8 hectare, o face 10, le îngunoiem, le stăurim cu oile, că dor oile acolo, dă că apă este acolo și vă arătăm. Poate pe viitor o vinde oile, că nu, eu sunt bătrân, la 74 de ani nu mi se merge așa. Ia pruncii se spără serviciuri amândoi, yes, nu să, să nu se ocupe cu mică, dacă îmi permite să dau cu mică. Și încă ceva vă rugăm, domnule. No, au avut serviciuri. Au avut serviciuri amândoi, au rămas fără serviciuri. Am ce să dăm în cap, care și băiatul ăsta doi pruncii. Îi poartă la școală și ar vrea să știe bine. Să aibă cu cei. Trei. Dar mulțumim, poftiți. Plăti. No. Eu sunt băiatul. Atât am avut. Ascultul care am făcut până acum. Alea 10 hectare care i-am zis că vor fi alocate. Se ține de pășunea porcilor, după cum zice domnul vice, a pășunea aia porcilor cumpărată de oameni de la un boier. De 17 persoane. Fiecare are parte acolo. Eu în momentul în care m-am dus cu oile acolo, voi fi evacuat din nou, zicea, unul și altul zice care parte acolo și eu iară să văd din afară, că deci nu-i în proprietatea primăriei, zice că el are și altul și altul acolo și eu, atunci nu mai e nicărit. Poru zice că e alu, înțeles, dar tot așa zic și crescătorii de bovine că au, mă rog, cumpărat din mostră moși terenul, dar nu sunt acte pe ele. Că nu sunt acte, înseamnă că e la primărie, dar eu vă rog, aceea e, da, ce caută. Deci, după ce m-am văzut cu oile acolo, mă înjură, în fiar și chiul. Nu m-a să facă o inesperență ce face triplu iarba față de cu unde nu-i îngunoiată. De trei ori face iarba. Mulțumim la cineva dacă vorbește să ia. Atât am. Poftiți. Marușca de la Motiș, domnul primar, un secretar, domnilor domnului consilier. Referitor la chedarea unei suprafețe de teren la crescători de ovini. Nu suntem împotriva crescătorilor de ovini. Chiar tocmai au avut și toată lumea. Au avut care sunt, avut oi. Nu suntem împotriva. Dar, să nu se supere pe mine, oamenii ăștia sunt obraznici. Dacă le dai atâta, se întind atâta. Au 24 de hectare pături. Și anii trecuți, o trecut acolo, știe cine, Drucio, cum nu? Ăsta din coace mai puțin, rus. O trecut acolo cât o vrut el. Acolo s-o dăpa oile la părințelul Purciulanu și-o vrut. A zis că sunt niște reguli. Te ajunge 24 de hectare cât sunt acolo. Să nu fie altercații între noi. Suntem consăteni, dar să fim și oameni, să avem un pic de... ascultați-mă bine, vă rog frumos să aveți, dar ce să se adreșe acum, să le puneți în vedere, la înscris pe adresă, să nu încalce terenul și dacă se prind, deci pășunea bovinilor. Încă o dată spun, nu suntem împotriva crescătorilor de ovini, dar oamenii ăștia plus, se pășunează noapte și nu mai departe. Nu vrem să avem, suntem consăteni și ne respectăm. Eu sunt venit aici, suntem consăteni și să ne respectăm reciproc. Dar, dacă omul ăsta vă spun acum, și dacă nu mă credeți, întrebați aici, sau verificăm în fața locului. Dacă se va afla, vă legat de oaie, pe pășunea bovinilor, să fiți sancționați. Vă rog frumos! Pentru că știm foarte bine cu toții, cele două specii nu se împac. Deloc. Unde o păscă oaia, vacă nu mai face și dacă moare. Dar vine mănâncă pierd.
Deci vă rog frumos, asta e tot. Nu suntem împotriva crescătorilor de ovine. 24 de hectare ajunge, are pot de când e luna ovinelor. Și le ajunge acolo. Vă rog frumos, vă mulțumesc frumos. Mulțumim și noi altcineva la care sunt ok? Nu sunt doamnă. Nu sunt doamnă. Dacă tot veniți, să faceți să delimiteze acolo potarul, deoarece dânsul acum au fost și ieri sau la altă ieri. Și au păcat acolo pe cineva, pe domnul Băiențu, Alin, din Șara Mică. L-au pus acolo cu oile și eu a arătat până unde să margă, l-au băgat și prin vestine, acolo când mergi către moroar, deși nu e a lui, nu e a dânsului, și merge să-i delimitați potarul, să nu avem probleme cu ei. Că noi am mai curățat acolo, noi curățăm, deși ei acepte să lăsiți subvenția și știți destul de bine. Că ne-am început cu pășunia din 2007, când suntem acolo, ne-am tăiat stinerea, că ne-am făcut pășunie. 6-6 hectare și ceva în Funciuna, care i-a dat-o la domnul părinte, noi acolo nu am făcut pășunie din calea 6 hectare și ceva. Și acum i-a dat la domnul părinte. Pentru dânsul asta a avut pășunie. Noi am depus cereri peste cereri și nu ni s-a aprobat o pășunie nimic. Dânsul nu i-a dat automat, pe hotărârea judecătorească. Deci dacă e a cerului aia, acum nu mai sunteți în litigiu. Dacă erați în litigiu, nu putea să-l puneți, că aia e a bulgarului, dacă ziceți că e a bulgarului. Cum ați putut dumneavoastră să dați ceva ce nu vă aparține? Sunt legi și știu și am citit și eu și m-am informat prin care o primărie nu poate să dea o suprafață în perimetrul altei primării. Deci dacă susțineți că sunteți blocul fizic, îi într-un L și vine și partea aia 6 hectare și ceva unde noi am muncit și am fost îngrădit acolo cu spini ca să nu avem, domnul Lazar știe foarte bine că nu au avut niciodată probleme cu noi, n-am trecut cu abacilor. Tocmai de-aia am îngrădit pășunea aia cu spini, domnul părinte acum i-a dat foc și acum e proprietar. Deși nu și-a cerut încă dreptul de proprietate la cadastru acolo, în registru acolo, la cartea funciară. Să merge să-i delimitați, dacă totuși să nu avem probleme cu... O să avem iară divergențe, să știți. Că dânsul nu se liniștește, podul nu l-a făcut. Să pune stăpân pe mai mult și dintre abacilor nu nici o pus. O muta parie aia care i-a spus acolo. Îl delimitează singur. Să pune șef cu tot că ne-am dat. Mulțumim. Faceți ceva în astea. Doamne, acum vă spun eu sigur. Fizicite cu asta, vedeți, procesei cu 100 de ani dacă trece acela. Eu știu. Deși noi am avut o grămadă, așa, procese, plângerea procuratură, pe nici numai cinuri. Dar niște de bani să aveți. Pentru alea 6 ani, și domnul procuror i-a oprit procesul, că era vinovat. De ce i-a oprit procesul? O să vă mai dea judecată fiziciști. Da, să ne dea. Păi asta vă spun că îl cunosc. Da, știm. Așa că cu punerea posesiei nu mai vorbiți ca și vorbiți greșit. Punerea posesiei e făcută în baza unui sentințe judecătorii. Da, înțeleg. Asta cum să zici. Dacă vreau să ziceți că e abuzat, dacă tot așa susține că e abuzat, iar comunii să lățin. Nu susțin că asta e cum, cine susține că e cum? Dacă veniți dumneavoastră afară, o să vă arătăm. Și când au venit domnii la Burgar, când am încheiat contractul cu ei, exact acolo ne-au delimitat dânsii și au zis că acolo e hotarul dânsilor. Păi acum, cum a putut să pună domnul părinte acolo dacă hotarul îi aparține Burgarului? Încă o dată spun, pentru că așa spune doamna judecătorie în sală, spune în ședință, spune că se dă o câte hectare în pășunea Petin. Și da, pășunea Petin e aia și acolo noi avem inginer de cadastru. Și eu, între dumneavoastră și inginer de cadastru, întotdeauna să-l cred pe inginer de cadastru. Petinu, mă jălați, e domnul Marocașu, care are îngrădit. Din joc de dânsul mai sunt încă doi titluri de proprietate, doi proprietari. Și între dânsii și între gardul nostru care am avut noi, gardul de spin, acolo e denumirea Petin. Știm și noi, că am fost și noi la registru, acolo la cartea funciară și știm și ne-am interesat. Mulțumim, altceva la... Petin nu-i aia, aia e Valea Gorovatului deja, unde s-o dat la domnul părinte, fiindcă e fântână acolo, că altfel nu putea să-și concesioneze pășunea. Noi am muncit și nu o să ne lăsăm așa pentru alea. Atâția ani am muncit acolo și o beneficiați alții de subvenție, pe nedrept. Dumneavoastră, sunteți în competență, sunteți aici toți consilierii, toți, faceți ceva. Și anul ăsta, tot dânsii beneficiază de subvenție. Noi să muncim acolo.
domnul Sălătan, dar lămuriți-ne odată cu, cu sălățigul ăsta. Să discutăm. Păi de 10 ani tot ascultăm sălățig, sălățig, dar la cui e pășunea aceea? Spuneți-ne. Acum așa este să sunteți în zici, acum nu. Da. Mai un pic. Ne discutăm de două lucruri diferite. În 1991-92, pășunea asta de care e în discuție aparține de Iasel. Iase ultima, când făcea schimbul la letere, mi-a dat la sălățic. În 96 o dă din nou la CEH. Este pe teritoriul nostru. Deci și când au făcut prima dată concesionarea, au rămas la primărie la sălățic, l-au concesionat, asta e nu știu ce. Pe urmă, noi în baza legii 165 am cerut acte doveditoare a dreptului de proprietate. Pentru că niciodată sălățicul, comisia din sălățic, nu a depus la comisia CEH cerere de retrocedare a acestei pășuri. Orice instituție sau dacă ai undeva, trebuie să pui o cerere. În cartea funciară este proprietatea, deci nu e proprietatea, domeniul public a statului, dar CEH-ului. Și în condițiile astea, de tot războiul de nu știu cât timp, cu dânsii când am spus, domnule, nu putem concesiunea aia pe un moment, că și la, am primit și de la DNA să dăm răspuns, deci până nu se rezolvă problema asta cu sălății. Iar referitor la pășune, vreau să mai adaug un singur lucru, pășunea care s-a dat pentru CEH și pentru crescătorii dânsii. Deci tot așa intră în aceeași oală, nu separat unde vrem noi. De ani de zi nu se plătește. Deci dacă au plătit ceva sau orice, au probleme pus cu sălății. Acum primește subvenția ACV-ul sălății? Vă rog, pe rând. Eu am sunat la APIA. Asta e interesant. Am avut o discuție cu APIA, dar cu APIA la sală. Și am zis, domnule, dacă ne dă adeverință, dar adeverința ar trebui eliberată de primăria, care suprafața este pășunea respectivă, pe teritoriul administrativ. Deci niciodată de la noi nu s-a dat adeverință pentru ei. Și noi am fost, mă scuzați, noi am fost la APIA și ne s-a spus că s-a eliberat adeverință de la primăria și răspunsul. Mergem mai departe ca să înțelegeți. Acolo au făcut sălățicul fără să întrebe, se poate discuta că au primit răspunsul de la APIA, au eliberat titlul de proprietate, acum mă încurcăm, paroia greco-catolică, de ce discutăm, și paroia ortodoxă sălățic, bulgar, deci eu am eliberat titlul la paroia acolo. Am mers la domnul Locul și am întrebat, domnule, este legal? Nu. Pentru că se eliberează un titlu de asta, procesul verbal trebuie înștiințată și comisia de la. S-a eliberat titlul de proprietate, care trebuie anulat, va trebui un proces în instanță. Da, eliberat din 2010 pe 9 hectare și 20. Da, corect, dar să nu facem diferență. Ce e titlul chiar pe... Chiar nu este. Și dumneavoastră, de atâția ani de zi, n-ați plătit la nimeni nimic, mă, nimeni. Dar la cine să plătim? Spuneți-mi, că exact asta ne întreba și domnul primar. Uite-ți oamenii de față aici, să spună dânsii, la cine să plătim? Dacă nu știm că cu cine să încheiem un contract, a cui ei. Mi-a știut că e a bulgarului, da? Acolo ne-am dus din intuiție și așa am știut, până am descoperit noi în 2010, că de fapt e acelui festival ei. Ce festival ei într-una că așteaptă, așteaptă, dar nu știu ce așteptați. Știți că n-are niciun drept, noi avem răspunsul. Avem chiar de la București răspunsul și știu că știm asta și să știți că nu o să dormim, o să mai umblăm. Până descoperim noi adevărul, dacă dumneavoastră nu o să faceți ceva, o să facem noi. Că pășunea e aceului. Nu vreau să fiu proprietar acolo, dar vreau să am animale pășune. Deci pășune pentru oi ați primit ca toți crescătorul de ovine. Are 200 hectare, dacă vreau să spune cu domnul Pic, mă scuzați, că am fost 300 de oi, dumneavoastră unde aveți? Dacă nu supunem la vot aprobarea actului adițional la contractul de concesiune, deci punctul 1 de pe ordinea zilei, cine este pentru? Împotrivă? Abține dacă sunt? 4 abține. Mulțumim, trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției orașului CEU Silvaniei la Asociația de Dezvoltare. Oricum, e aprobat de hotărâre, sfatul adițional va trebui.
Mulțumim, trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției orașului Șeu Silvaniei la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOSET Sălaș pe anul 2014. A jucat Comisia de Specialitate. Comisia de Specialitate acordă aviz favorabil privind aprobarea acestei contribuții a orașului la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOSET Sălaș, pe anul 2014. Mulțumim. Alte discuții pe acest punct. Da, am studiat, am văzut această asociație și aduce aportul. Este vorba despre managementul integrat al deșeurilor, unde și Ceu Silvaniei face parte din asociație. E cotizația normală pe care trebuie să o continui pentru funcționarea acestei asociații. Mulțumim. Dacă nu mai sunt alte întrebări sau discuții, supun la vot punctul 2 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține, dacă e unanimitate. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice vacante de execuție din cadrul aparatului de specialitate a primarului orașului Ceu Silvaniei. Orașului Ceu Silvaniei, bine? Ok. Rog Comisia de Specialitate. Administrativ. Deci Comisia Economică acordă aviz favorabil acestui proiect de hotărâre privind transformarea funcției de execuție, vorba mai precis de urbanism, unde domnul Cuceu s-a pensionat și e vorba de condițiile de cazare pe acest post. Mulțumim alte. Întrebări, dacă se întreba. Modificarea poziției, să zicem, costului pentru dentala angajată, da? Deci trebuie pe o vechime de 9 ani, dacă e studii cu studii superioare și debutat, poate nu mai trebuie. Am găsit așa condiții, domnul Cuceu, nu mai trebuie. Dar de unde găsesc un bun arhitect rog? Ar veni pentru 50 de milioane. În unanimitate. Proiect de hotărâre privind modificarea taxelor de piață ale orașului Ceu Silvaniei. Rog Comisia. Comisia Economică propune modificarea taxei de piață de la 0,50 de bani pe metru pătrat la 2 lei pe metru pătrat. Argumentăm această mărire prin faptul că se încasează foarte puțin taxa de piață, având în vedere că ce oamenii în cadața primăriei în fiecare joi cumpă cu curățenia pieței, sunt cheltuieri cu WC-ul, deci, cuvinte. Deci în câteva cuvinte erau mai mari. Este foarte păguboasă această taxă de 50 de bani și am propus, cum de fapt este aplicată și în alte orașe de rangul orașului nostru, și atunci am propus-o la 2 lei pe metru pătrat. Alte întrebări pe baza acestui lucru. Nici ala legat de tariful ăsta de lucrat în piață, nici 2 lei nu este moș. Ziua este ca să fie suprafața monitorizată și măsurată. Deci acum eu vin cu propunere să fie taxa pe un an de zile și în eventualitatea în care putem mări la an și putem modifica. Da, deci și vă dau un exemplu. Joia trecută a fost un accident la chiar acolo, în SDL. Cineva vinde flow sau nu știu ce, avea și o dumbă mare și o mașină mică și tarabă, deci efectiv acolo s-au ciocnit două mașini, nu puteau să urce, să coboare, era o întreagă cu lindășat. Acum,
parcele, măsura cu tot ce vine de omul ăla. Vine cu o tarabă, odată e măsură tarabă, are o dubă, are și o mașină, toate intră cu. Apoi plătește pentru dubă 6 metri, pentru tarabă 8 metri, pentru... Și cer sprijinul la poliție sau care ta să se așeze acolo. Ca termen de comparație, eu am sunat la Jigou. Jigou practică aceeași taxă de 2 lei, deși condițiile sunt mai bune la ei. Deja noi, eu consider că e suficient această taxă, dar așa cum spunea domnul președinte, dacă se aplică corect, deci să se măsoare efectiv suprafața sau suprafața ocupată, atunci va fi în regulă. Deci trebuie un picuț acolo să reglementeze cineva, că efectiv să blochează. Doamne ferește, un incendiu, ceva în zona respectivă, în salvare, trebuie să intre numai. Și acolo sunt blocatul. Și trebuie un picuț. A venit muniția, ce să facă? Sau lovit o altă, că... Acum putem vorbi de greu de acces aici, că știm ce piață. Eu am înțeles, dar totuși, mai simplu. Pentru locatare, acolo sunt vecinătate, mă refer la numele la 1, a 2, a 3, poate chiar, sigur, și ei, da? Au și ei o toleranță, în condițiile în care să nu se extindă, deja am văzut de la spre Gărădea, să rog și Curia, că dacă se poate un pic așa structural sau știu în care parte intră spre păi, taxa o să-i restrângă un picuț. Domnul doctor, o să se restrângă cu noua... Asta, zic, asta de ce nu... Pentru asta am făcut de la... Nu cred că o să mă mai ocupe 30 de metri pătrați, 40. Vedeți că prețul e cel mai de jos. Deci e rezonabil. Măcar să ne acoperim cheltuielile care le avem. Referitor la piață, mă gândesc și eu, ar trebui să stabilim un loc unde să intre cu cai și ăia care vin cu căruțele. Și ar trebui și curățați după ei. Deci să fixăm un loc, nu știu unde, să ne gândim. Datorită faptului că acum s-au demolat acolo în spatele bisericii, unde a fost butăria aceea, unde a fost fântâna aceea arteziană, acolo ar trebui să facem ceva, să ne gândim, să discutăm și cu preotul reformat, cât e terenul lor și să facem garaje sau ceva, că acolo vor veni cei de la piață și au venit cu căruțele și au legat de gat și lasă mizeria acolo. Și pentru căruțași care vin, ar trebui să plătească și taxa respectivă, că și ei ocupă un loc public și vin pentru piață. Dacă vine cu căruța și intră în oraș, atunci ar să plătească și căruța. Mai e bun dacă știți că erau căruța asta cu operație. Și cum îl chema la nepăsălașă. Avea spate la unul de carul, nu avea o... Acum am mai parcă la posta blocărie, dar... Se poate, se plătea în acolo. Nu, credinierul trebuie să-i baduce de-a lungul orașului peste tot. Deci și căruțașii trebuie să plătească. Vine cu căruța, ori să stea la marginea orașului cu căruța, dacă vine aici, lângă piață, trebuie să mergi și la el, uite, pentru o căruță e taxă de 10 lei. Sau cam atât, dar bine. Plus curățirea de legală. Plus curățirea de legală. Atunci ceva legală. Mulțumim altcineva legat de... Dacă nu, o să pun la vot cine este pentru. Unanimitate. Punctul 5, probleme diverse. Înainte de a trece la diverse, aș veni cu proiectul ăsta de hotărâre. Știți foarte bine că în ședința de aprobare a bugetului s-a alocat Liceul Tehnologic 75.000 de lei pentru investiție la acoperișul de la clădirea de pe strada Piața Trandafirului. Conducerea unității a venit la noi cu o solicitare în care solicită să transferăm suma de 75.000 de lei
de la repararea capitală a acoperișului de la clădirea liceului la repararea acoperișului de la clădirea internatului. Nu știu dacă ați luat în zona respectivă, ați văzut vântul ce bravajul făcut acolo, verificând acoperișul și e o intervenție imediată pentru că apa se scurge prin tavan deja și... Mulțumim, o să supun la vot. Cine este pentru cancelarea banilor? Împotriva? Abținere. Abținere, o abținere. Domnul primar mai are și o cerere eventual sau... Am pus, probabil că și la comisie a fost pus o solicitare de către SC Blue Piui, SRL și Leu Silvanie, privind închirierea unui spațiu aflat în localitatea Cevu Silvanie de pe strada Piața Trandafirilor numărul 48. Este vorba de fosta sediu a Agenției Județene pentru Șomaj. Zice aici, pe o perioadă de minimum 8 ani, având în vedere că spațiul respectiv are nevoie de amenajare și renovare majoră. Pe 8 ani. Deci eu aici aș veni cu o propunere ca să fac o investiție minimă, să zugrăvească acolo și în eventualitatea în care vom reuși să accesăm ceva fonduri, să putem face cu clădirea cinematografului un centru cultural, să putem evacua și să încheiem un contract în care să fie stipulat clauza ca să se zilieze unilateral. Întrebarea mea este dacă avem o sumă pentru clauză ca să... Deci nu. Deci eu am zis să facă o intervenție minimă, o investiție minimă. Dar atât trebuie scos la licitație. Dacă se aprobă închirierea, se scoate la licitație. Chiar dacă a fi formal, că nu s-a doritor, dar altfel nu se poate. Deci aici este o aprobare în principiu, pentru că va trebui să scoatem la licitație, să vedem. Deci este vorba de un atelier de reparat telefoane. Deci, cred că cursul ăla de schimb valutar, am înțeles că s-ar fi cumpărat acea clădire și respectiv vrea să munte cu schimbul valutar și cu reparații telefoane sau ce mai are pe acolo, să munte în acel loc. Aș avea o întrebare în legătură cu această problemă. Dacă cumva biblioteca nu vrea să se extindă, domnul primar, dumneavoastră, nu știți nimic despre așa ceva. Deci, deocamdată, la bibliotecă vom începe o inventariere începând de săptămâna viitoare. Vedem volumul de carte, se va face sortarea cărților care sunt uzate fizic și moral. Și atunci o să vedem pentru normal ar trebui spațiu încă pentru bibliotecă. Vă gândiți de ala din 1500, nu are. Nu știu, dacă cumva, cumva se gândește la spațiul ăla, nu știu, eu nu m-am pus întrebarea asta. Ar trebui să consultăm cu biblioteca să vedem. Deci oricum, deci este vorba de un acord de principiu, pentru că, așa cum a zis domnul secretar, nu trebuie să-l spatem la licitație. Dar totuși pe o perioadă de 8 ani? Nimic. Deci asta rămâne la atitudinea noastră, cum vom stabili, înțelegeți, clauzele contractuale, dar nu mai înainte v-am spus, e părerea mea, cum să vă înțelegătănească. Spațiul este cât în formula actuală, de la minute de când a plecat așoful de acolo. Deci, nu s-a mai făcut nimic. Având în vedere că și ACR-ul a închis porțile, poate nici n-ar fi rău să fie cu activitate de anumit fel acolo. Da. E activitate puternică acolo. Acolo are sediul Partidului Național Liberal. Nu e adevărat, domnul secretar, că am considerat de mult. Rezidiat. Domnul tractul de activire. Că n-ai de la activitate. La lucrurile a fost sediul și pe care. Dar nu, domnul secretar, stați-o un pic, că nu e așa, că era Nicolo, la intrare era a doua. Că au fost două spații. Și v-am văzut din prima. Și eu l-am dat la poate. Dar încă ceva eu aș
Dacă scoateți la licitație și când faceți contract cu acela de închiriere, să nu se bage că el repară, nu știu, și după aceea nu plătește, nu-ți dă chirie și poate dacă reziliem contractul peste 2 ani, că câștigăm un proiect, poate zice, dânsul, nu, plătiți-mă încă nu știu câte milioane și atunci vă cede. Deci, el, dacă rezolvă, și găsește sau face orice. Dar păi sigur, cu chirie, nu mai, fără chirie, pentru ce că după 8 ani, după ideea că după 8 ani, dacă ei investesc în 8 ani, după 8 ani, oricum o să fie paragin din nou. Deci nu o să fie după ce se vrea. Ok, supun la vot. Nu e principiu, că dacă se poate pune la licitație, trebuie o dată. Acum la vot, pune la licitație acestui spațiu. Licitație, spațiu, se chirie spațiu și în rață deschisă, acolo. Că nu este proiect. Este vorba de un acord de principiu și pe urmă noi pregătim hotărârea. Cine este pentru? Împotrivă, abținere. Ok, probleme diverse. Domnul doctor, da, avea o abținere. Alte probleme diverse. Reserva problema studiilor. Nu știu ce se poate face. Trebuie să... Deci, domnul Stan, ați văzut că noi ne-am ocupat și la un moment dat a fost orașul fără câini, pot să zic. Înțelegeți? Dar nimeni nu ne spune sau nu ne informează că iar a apărut, am văzut și noi, dar de unde și cum și nu știu. Ia tu noaptea și... Adică că stați. Îți mai periculos să știi. Deci eu astăzi dimineața am venit la servici, am văzut unul la trecerea de peton aici mort, altul lângă Zanga mort, acum am primit un telefon. Noi mergem și îi strângem pentru că nu știm ce se întâmplă cu ei. Da, dar trebuie cu opțiune, de, chiar dacă plătim deci, o grămadă de bani. Deci o facem cu acțiune. Da. Domnul doctor? Eu am mai vezi perfect de atât. Mai expert în căi au stăpâni. O să înțelege, este în căldură, o femeie și 20 de căi după cum umblă după ea. Dar au stăpâni toți. Hai să zicem aproape tot. Au stăpâni, dar e propriu. După cum arată. Au stăpâni. Este anchetă de la vitrină, de la domnul. Așa nu se pare. Au stăpâni. Mi-aș face datoria la deținătorul de câini care era să strad niște amenzi așa ca lumea, să vedeți că nu-i mai lasă data viitoare. Dar realitatea e că nu ne facem treaba. Asta e realitatea. Nu știu, fac câini. O propunere din partea unor tineri din cadrul Asociației de Dezvoltare Locală a Demenței Țiutanei, dacă le furnizăm materialele necesare pentru chinerea acolo la Foișor, se implică în vopsirea plăciului și reparația plăciului. Și încercam să reparăm că acum va trebui să achiziționăm ceva cherestean și... E material și este proces. Trebuie neapărat că să aibă ce niște lucruri. Ce? Eu am zis că există o inițiativă. Deci am mai fost remedia și uitat totul în harmonie, din păcate. Am încercat să facem ceva frumos în oraș și din lăzile astea dispar deja florile. Pietrele. Deci, hai da, să nu intrăm. Domnul primar, spuneți acum, optim, acolo, să audă tot orașul. Exact. Deci, am rugămintea la toată lumea să lese florile așa cum au fost puse acolo, pentru că s-au cheltuit niște bani. Urmează să le replantăm și iar cheltuială în plus. Deci, o să montăm camere și o să... O să vedem și v-am spus, dacă se prinde pe cineva, o să pună informeze. Ce vor așa? Nu-i bac, e metodă comunistă, dar trebuie să facă. Așa este. Cine observă, că se pună... Chiar de loc comunistă. Aia e comunistă, domnul doctor, aia e democrat. Mulțumim, altcineva legat de la diverse. Deci eu aș avea, am emis o dispoziție
pentru locurile de afișaj pentru campania electorală pentru alegerile europarlamentare în oraș. Fiecare președinte de partid va primi câte o dispoziție și vă rog frumos să respectați panourile de afișaj care au fost stabilite. Mulțumim. Și acum aici aș veni cu o întrebare către dumneavoastră, așa, în afară de ședință. Dacă sunteți de acord sau nu sunteți de acord să se amplaseze banere pe stâlpii deținuți de către Electrica, ce părere aveți să dăm? Pentru că trebuie să apeleze la ei, trebuie să facă autorizații de construire. Contractul. Vreau să vă specific un aspect. De punct de vedere tehnic și legal, în mod normal, benele sunt interzise pe stâlpi Electrica, pentru că la o furtună mare, momentul forței pe suprafața respectivă, rupe stâlpi. În moment ce legal sunt interzise, Electrica le dă aprobare. Noi nu le dăm aprobare. Cum să nu? Azi avem o cerere mare la PNDR, în care au aprobare de la Electrica, sau poate având în vedere șeful care a fost electrician. Nu, eu vorbesc acum ce urmează, dar nicio cum. Deci Șimleu, Jibou, odată acolo, nu ăsta am... Probabil iau grafic și... Cu specificarea să aibă avizul de la Electrica. Da. Electrica din Zalău sau nici eu cum. Zalău de rău, dar avem eu. Și avizul trebuie să existe. Și la dar nu și de la Electrica. Acum Electrica, cum la avizul astea? Așa, preferențial, categoric. La orice altceva. Alte probleme. Dar pe care afișajul pe stâmp, eu zic că... ar fi important să se respecte locul de afișat, să nu fie lipite afișe peste tot, pe tot dragul, pe tot. Deci am încercat să asigurăm cât de cât vor fi și panouri din astea mobile, vor fi amplasate aici în fața internatului, se poate pune afișe, eu consider că eu mai am o problemă. Ședința trecută eu am luat cuvântul, dar datorită faptului că domnul Drulie nu a fost aici, am vrut să-i dau un răspuns în legătură cu o greșeală de exprimare a mea. Dânsul m-a luat așa la întrebări, aici am public, că m-am exprimat că e școala noastră și un consilier trebuie să fie echidistant față de toate școlile. Țin să vă anunț că e școala noastră, e școala mea și liceu, că am predat 10 ani acolo, e școala mea și Andrei Mureșanu, că am predat aproape 40 de ani, la liceu eu am conceput și împreună cu atelierul am făcut acolo teren de basket. La școala Andrei Mureșanu, eu cu tagă, știți și dumneavoastră că mi-ați fost elevi și cum am cărat acolo și am făcut două terenuri, și ăla e școala noastră, e școala mea. Pe lângă toate astea, eu m-am dus la liceu ca să se amplaseze sala de sport acolo în incinta liceului Conduceleană. Au fost de acord. La Andrei Mureșanu, eu m-am dus la doamna directoare de la club sau ce aveți acolo de la asociația asta de copii orfani sau nu știu cum, aveți o sală de sport de două ori cât a liceului și nu e folosită nici pe un sfert, aveți un teren extraordinar de fain de handbal și școala Andrei Mureșanu are 4 clase acolo cu copii de grupa 0 și grupa anul 1 și care nu, nici nu pot, nici dacă vor, nu pot să distrugă o bază sportivă și copiii ar trebui să numai să treacă gardul și acum copiii vin frumos și umblă până în oraș cu profesorul, jumătate din oră să pierde. Da, și într-adevăr că au motivat că sunt alt minister, că n-au voie, dar copiii... L-au făcut la copiii dumneavoastră. Anul trecut o făcut copii, la noi pe teren. Terenul fost folosit de școală. Copiii dumneavoastră vin la noi la școală, la Andrei Mureșanu la școală. De ce nu deci, vă faceți la școală?
De ce nu se poate face? Pentru că așa nu solicitat secretarii. N-au solicitat? Nu, nu. Concluzie. Toate unitățile de învățământ sunt școala mea. Și ce? Și școli. Și știm cum e domnului, dar fiecare instituție deși a făcut o bază pentru ei, da? Am bebelași până la 3 ani, încă să umple, unde să-i pun? Domnul doctor a fost la noi, dar nu pot să-i pun într-o sală de 30 de metri pătrați unde e dormitorul lor, să fac activități și să-i învăț să umple. Deci undeva trebuie să fac. O, eu nu pot sta la teremul orelor, în sala de sport, unde îmi dau încălzire centrală, numai acolo. Deci afară ne-am dat voie să vină. Deci afară da. Am discutat cu domnul Sfântul să facă o solicitare în scris. O făcut și le-am dat. Nu făcut în scris, dar haideți când aveți ore să știm dacă avem alte activități, vă comunicăm să nu veniți. Grădinița vine non-stop în parcul nostru și să joacă copiii împreună. Deci nu pot... M-a probabil nu sunteți informat. Dar știți că eu am fost la dumneavoastră. Știți de treaba asta. Da, dar în sala de sport nu știu acum. Nu directorul, nu directorul de la Andrei Mureșanu, ci eu m-am dus în interesul și dânsul zice că eu nu sunt echidistant. Deci eu pentru sport... Nu consiliar, nu ai ce se apucă. Domnul primar, dacă ați reușit cu consiliul local la județ, legătură cu asfaltarea, începem de la intrarea din sat sau din mediul cu saport. Deci se va începe de la trecut de setemenea pe domnul. Acum urmează. Bine. Mulțumim, domnul Vidal. Eu la sport n-am fost foarte bun. Știți, este bine. La limba română am fost unele destul de bun. Am făcut o greșeală. Contextul în care discutam era legat de buget. Și discutam de bugetul de la școala Iulofilasă. În același context, vreau v-ați referit că la școala noastră. Deci eu, cel puțin din punct de vedere al limbii române, am înțeles exact ce ați vrut să spunem. Nu vreau să mai intru polemică cu dumneavoastră vis-a-vis... Eu zic asta, că poate discuta și în particular, că așa, dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu aș dori eu conducerea, înainte de încheiere, să... Să ia câteva măsuri în legătură cu parcul ăla din Sfântul de Bere, că e cam sub orice critică, în funcție de cum avem timp cu oamenii, cât de puțin, dar... Exact chiar astăzi am discutat. Dar e, am fost pe acolo și cred că e mai ușor să-l întreținem decât să-l... De asta am zis că a început să crească buruienile și să mergem să întreținem. Un pic altul ăla, eventual. Încerca să sunăm pe consultor. Grază la reparat, dar să luăm la casa animalele. Mulțumim, vă mulțumim, excelent!